Starea de sănătate a medicului ginecolog slătinean Minela Călinescu, internată la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, continuă să fie una gravă. Medicii sunt rezervați în privința evoluției acesteia. Potrivit specialiștilor craioveni, nu se impune transferarea pacientei la o altă unitate medicală din țară. Pacienta se află în continuare în stare gravă. Ea este internată pe secția de terapie intensivă. Prognosticul este unul rezervat nu se impune transferul pacientei la o altă unitate medicală din țară pentru că diagnosticul și îngrijirile care se impun în cazul său nu depășesc competențele noastre. Vă mai pot spune că a fost testată și nu s-a descoperit nicio bacterie, fapt ce ne dă speranțe, a declarat Cristina nu purtătorul de cuvânt al SJU Craiova. Medicul Minela Călinescu a suferit un stop cardiorespirator la doar câteva zile după ce a adus pe lume, în urmă cu două săptămâni, o fetiță și un băiețel. Femeia se află intubată și monitorizată în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Craiova.